Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Valin, vă mulțumesc, dragi organizatori. De fapt, suntem prietene aici, dacă stau să mă gândesc că văd aceleași fețe cunoscute. Mi se pare o frumoasă normalitate. Numele meu este Irina Ștolț și ca funcție în IBM România mă ocup de o chestie oarecum boemă, dar care vă asigur că nu e școală de balet și de bune maniere, se cheamă CSR și este un lucru pe care îl luăm în serios, pentru că are în spate o chestie tehnică. O să vedeți despre ce este vorba, chiar nu am nici slide-uri la mine, pentru că aș fi vrut să vă vorbesc liber. M-a inspirat destul de mult ce am auzit până acum și, într-adevăr, discursul consider că trebuie să fie oarecum modular pentru a atinge, să zicem, ținta. În privința e-skills, noi discutăm de învățare continuă, discutăm de aptitudini și de soft care IBM poate să-l pună la dispoziție studenților, elevilor și chiar și preșcolarilor, lucru care îl face cu succes și nu doar la nivel mondial de 100 de ani. Anul trecut am împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani de IBM, iar la nivel local, pe linie de CSR, programele se derulează de vreo 3 ani jumătate, iar business-ul IBM România a împlinit 18 ani. Try Science, aș începe cu el, pentru că știința este un lucru de care poate mult se feresc, dar de care într-adevăr este nevoie pentru progres și pentru societate. Transcience.org, dacă puteți să tastați acolo, este o bază de date extrem de utilă și elevilor și profesorilor și chiar și părinților care au un tryscience.org. Știu că erau pe Facebook sau pe ceva de genul ăsta. Tryscience. Mi-a plăcut foarte mult programul acesta și de câte ori am avut ocazia, pentru că a trebuit să mă bazez pe voluntari interni, pe IBM-ări, l-am dus către licee și către orfelinate, unde grupele, mă rog, nivelul de vârstă este de la 7 până pe la 15 ani. Și am încercat, traducând, pentru că o să vedeți că este un site original, care are suport în limba engleză, am încercat să-l facem util și să facem partea de știință atractivă. Și, bineînțeles, am experimentat. Am format clase de copii, am voluntariat, am încercat să aducem partea de știință mai aproape. Sunt experimente care au în ele și fizică și chimie și un pic de noțiuni de biologie. Te învață într-un mod util aplicația respectivă să creezi, spre exemplu, niște ochelari 3D. Da, dați un click pe el, într-adevăr. Double click. Așa. Se deschide și o să vedeți, practic, în funcție de experiment, de ce este nevoie. Mai apoi sunt câteva sfaturi utile, cum să-l folosești. Se lucrează și online și offline în funcție de clasa respectivă, pentru că nu se adresează unor, să zicem, unor școli particulare, se adresează chiar și unor școli obișnuite și, cum vă ziceam, l-am dus și în orfelinate. Am făcut ochelarii 3D, ne-am jucat de structuri ca să verificăm rezistența materialelor. Am lucrat cu spaghete și cu alte improvizații, cu fursecuri și am reușit să creăm în laborator, să vedem care sunt, să zicem, care sunt principiile fizicii. Bun, este stufos și plin de informații. O să găsiți peste 150 de experimente. Da, l-am promovat și pe rețelele noastre, că lucrăm cu ONG-uri, parteneri de-ai noștri îl știu, și cei de la United Way și Junior Achievement, și de fapt se găsește și pe site-ul nostru, este cât se poate de gratuit și de bine primit. Mai avem tot pe linie de știință, ca să vă
să continui în linia asta. Un joc 3D dezvoltat de cercetători din IBM este un joc, îl găsiți la adresa powerupthegame.org, este un joc care te învață cum să conservi energie și mai apoi chiar să ajungi să construiești o centrală energetică, să construiești o turbină, să, într-un fel sau altul, să discuți cu un inginer care este specialist pe area lui, pe diferite tipuri de energie și să treci anumite niveluri, să înveți ceva din joc. Bineînțeles, e nevoie de, din nou, de limba engleză, e nevoie de un calculator conectat la internet. Trebuie să vă spun că și colegi de-ai mei, când l-au descoperit, l-au jucat împreună cu copiii, mai apoi am creat o clasă de genul acesta, s-au găsit din rândul lor oarește mentor care să facă lucrul acesta și tot așa din aproape în aproape am ajuns și pe să discutăm și să aprofundăm aceste experimente faptic în licee și în școli. Asta ar fi un lucru cu care ne mândrim, dar practic o investiție importantă care cuprinde nu doar software, ci și hardware. Am dus-o către grădinițele de stat, se cheamă KidSmart. Este o consolă, practic, care te învață primele skills-uri de la vârste preșcolare. Nu cred că acesta este site-ul. Este kidsmart.org. Dați IBM KidSmart și acela este branduit. Este un soft premiat de comunitatea europeană, de către Comisia de Învățământ Preșcolar de acolo. Este gândit și pentru copiii care au dizabilități. La ora actuală îl găsim în peste 260 de grădinițe și din centre din România. L-am dus și în zona rurală. Am făcut lucrul acesta pe bază de voluntariat și în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Așa arată un KidSmart, este lucrat cu partenerii. Nu numai că are o formă atractivă, bine gândită, ergonomică, dar are în spate un calculator performant și, cum vă ziceam, un soft care este premiat de comunitatea europeană. Este un soft în limba engleză foarte intuitiv. Poți să lucrezi în echipă la KidSmart, asta este foarte interesant, și educatorii noștri din România au învățat odată cu copiii practic cum să-l folosească. Deci cam astea sunt câteva, să zicem, câteva soluții gratuite din portofoliul de responsabilitate socială al corporației IBM pe care le avem și cu care ne mândrim. Ar mai fi, bineînțeles, ideea de mentorat, un întreg program de mentorat intern, o groază de programe care ne fac să fim mândri și să ne implicăm în societate. Este vorba de Corporate Service Corps și Executive Service Corps, care sunt bazate pur și simplu pe skills-uri diferite ale IBM-erilor, ale voluntarilor, se înscriu la rândul lor într-un program global, sunt supervizați de către managerilor și sunt trimiși în diferite regiuni ale globului, au ajuns și în România și românii noștri au ajuns în alte zone. Este vorba de echipe mixte care timp de o lună de zile stau într-o comunitate total nouă pentru ei, spre exemplu se duc în India și fac acolo ceva pentru un oraș respectiv, ori dezvoltă o soluție pentru școli sau pentru autoritatea locală, ori pur și simplu încearcă să îmbunătățească tot în echipă lucrând anumite aptitudini pe care le găsesc la comunitatea respectivă. Și lucrează și cu universități, și cu profesori, lucrează și cu oficiali ai guvernului, fac acest lucru pur și simplu benevol și îl fac de plăcere, pentru ei este o ieșire extra business din lumea obișnuită, din spatele calculatorului. Și eu zic că asta înseamnă, într-un fel sau altul, să fii IBM-er, să ai acces la această comunitate de experți, de oameni care te pot învăța și de la care poți învăța ceva, să ieși atunci, de câte ori ai ocazia din biroul tău, să dovedești că poți să faci mai mult.
Bineînțeles, avem programe de internship. Acestea sunt dezvoltate în IBM România din 2009. Suntem foarte transparenți. Pe site-ul nostru se dă alarma când programele de internship se lansează, undeva în trimestru 2. Ca și, să zicem, interes care îl avem ca și corporație către studenți, veți vedea în Global Delivery Center și în Global Procurement Center, care sunt în București, când o să vizităm, pentru că suntem pe listă, veți vedea un număr foarte mare de studenți și o medie de vârstă în jur de 24 de ani, 25. Avem un Innovation Center foarte bine plasat, cu tehnologie, unde clienții de-ai noștri își rulează aplicațiile și vin la cursuri. Așadar, IBM este mai mult decât o livrare în cutia unui produs sau o soluție tehnologică sau o negociere și o strângere de mână și o, ca să zic așa, un beneficiu pe care îl avem de pe urma unei licitații. IBM înseamnă un om din spatele unui birou care încearcă să-și dedice și timpul liber către a face voluntariat, pentru că, într-un fel sau altul, partea aceasta de tehnologie ne umple toată viața și poate să ne o ușureze, să ne o facă mai interesantă și, de ce nu, să ne facă pe noi să devenim un pic mai umani. Există un portal? Există. Avem un site care este în lucru, e pagina în limba română, ibm.com/ro/csr. Vrei să repeți că ai fost prea rapidă? ibm.com/ro/csr. Aici sunt toate aceste tool-uri care conțin tehnologie și care sunt gratuite. Ar fi și un tool de învățare a limbii engleze, tot așa asistat de calculator, într-adevăr, pentru că pe baza unei parole și a unui username și în baza unui parteneriat, o școală poate să facă o altfel de clasă, să facă pur și simplu o lecție non-formală de limba engleză, ceea ce este chiar foarte util. Veți vedea și link-urile. Colegii mei... Eu cred că multe companii de aici au asemenea site-uri pe care noi n-am auzit. Probabil că și da. Poate că n-ar fi rău dacă am pune toate link-urile astea pe site-ul de eSkills. Absolut. Și să spunem că de acolo îți găsești tot felul de aplicații de genul ăsta. Uite, eu, de exemplu, încep să-mi schimb părerea despre CSR, pe care l-am considerat o tâmpenie. Este cu totul altfel dacă îl face un anume tip de companie, zicem noi, dacă pune și tehnologie în programele sale dedicate educației. Da. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare vizita, să știi, Valia, acelor studenți și elevi talentați. O vom face. Suntem în faza de să spunem, selecție. Nu vreau să anticipez, dar vrând nevrând trebuie să spun că Junior Achievement este brațul nostru înarmat, care ne ajută să selectăm grupul țintă de elevi și studenți. O să vină vremea imediat și va spune doamna Ștefania Pop mai multe probabil. Mulțumim frumos, Irina! Și eu vă mulțumesc! Ține-ne la curent cu programele educaționale!